Ce cuc mare ai, tati? Tati, uite că ce se întâmplă! Așa. În pistoale mereu să ai încredere că în școli trebuie să fie pistoale. Și cum se numește asta ce faci aici? Simțământ? Consimțământ. Bună ziua, Jenny Marcelino aici! Bă, dar tu nu ești în mașină! Am pus o bombă atomică aici, avem ambele butoane. Bă, am familie în orașul ăsta. Bă, Răzvane, băiatu, iară te joci pe calculator aici că te-am prins, bă, ai și... Nu, tati, îți faci dual monitor aici cu... Ia uite-te în ochii mei! Din toți banii mei tu ți-ai cumpărat iPhone-uri, bă, iară mi-ai luat cardul pe ascuns! Nu, tati, nu! A fost Marcel! Eu știu că Marcel face asta din cauza ta, bă, se ia după tine, uite-te la el ce gură cască este... Ia vino, să-ți arăt eu! Nu, stai liniștit, că nu mai e voie la calculator! I le spar pe toate în capul lui Marcel! Să înțelegi, Marcele, că dacă faci ce face Răzvan, prostul ăsta de Răzvan... Ai înțeles, Marcele? Ai înțeles? Ia aici, Marcele! Dacă te iei după el, nu mai prostii în viață! Sugeu! Răzvane, Răzvane, vino încoace, oprește-te puțin, că ești... Vino, haide să-ți arăt aici ceva pe calculator. Tati, nu uite-te, mai strica uite-te pe ecran, așa, te uiți pe ecran, da? Uite-te bine pe ecran, vino încoace să te uiți, uite-te atent, uite-te! Dar n-ai fi învățat ceva la școală. Tu știi cum am simțit eu după ce a venit doamna dirigintă și mi-a zis că ești prostul clasei, bă, da. și tu și fractul ăsta prost, bă, că amândoi stați și vă jucați pe telefoane și... Ia stai așa, dă-mi drumul, bă, lipitoare, ce... Ia uite-te, bă, la el, că eu mă chinui sau am grijă de voi. Iubește-mă, tati, mua! Stai așa că te iubesc acum, fiule, te iubesc acum, Răzvane, de... Stai, Răzvane, că acum te iubesc, stai așa. Te-am luat de cuc. Ce cuc mare ai, tati? Tati, nu mă omorat, sunt sigur, tău! Nu, ia mâinile de pe tabletă, te mai împușc o dată în cap. Aruncă-te! Tati? Lasă tableta acum! Acum lasă! Era acolo, o uță la motocei! Lasă tableta, am zis! Mă apără, tableta e binecuvântată! Nu-i nimic, că dacă nu vrei să înveți, te ajut eu să înveți. Nu mai ai nici tabletă, nu mai ai nici calculator! Și îți dau și ție foc, stai liniștit! Doamne, iartă-mă, ce se întâmplă aici, uite-te ce se întâmplă de la jocuri! Bă, Marcel, ai văzut? Să nu te mai prind vreodată că intri pe demonii ai tăi online, că de la dracii aia ce faci tu pe calculator se întâmplă așa. Ajută-l! Marcel nu mai poate fi ajutat, tu n-ai văzut ce s-a întâmplat cu el? Marcel! Fiule, Răzvane, ascultă-mă, astăzi facem fizică, bă. Tu... Nu pun mâna pe așa ceva, eu nu pun mâna pe așa ceva. Ai luat 4 la fizică, bă, n-ai învățat nimic tot semestru, o să rămâi repetent și corigent. Uite-te la mine, bă, dacă nu pui mâna acum și mie, înveți... Mie, pe YouTube, mi-au zis că cărțile sunt demonice și să nu citesc. E așa mi-au zis. În pistolul ăsta crezi? Ai încredere în pistolul ăsta? Eu cred că există. Așa. În pistoale mereu să ai încredere că în școli trebuie să fie pistoale. Exact, da. Exact. Și dacă în școli trebuie să fie pistoale și dacă tu crezi în pistolul ăsta de aici, înseamnă că o să crezi și în glonțul care o să-ți treacă direct prin cap. Așa că o să calculăm. Ia de aici, ia asta în mână. Ce scrie aici? Gaura neagră, adică curul tău, este despre curul tău. Așa, o să... O carte despre urechi! O să calculăm viteza glonțului care îi trece prin cap lui Marcel și o să-mi zici exact glonțul, ai înțeles? Facem fizică astăzi ca să iei 10! Ok! Exact așa o să-ți treacă și ție prin cap glonțul ăla dacă nu ești atent. Pune-l pe masă acum! Acum, l-am pus! E bine așa? Pune-l pe Marcel pe masă. Pune-l pe Marcel. Pe Marcel, pune-l pe masă. Marcele, uite ce ai făcut din noi doi. Din cauza ta nu ne mai jucăm Roblox. Meriți soarta cu fundul ăsta al tău. Na. Așa, și acum o să stai cu cărțile și o să calculezi de fiecare dată când băgăm ceva în el. Și câte chestii o să putem să băgăm în el și la care viteză. Stai, să iau cărtea! Așa, calculează. Uite, frate, uite cum îl gâldilăm. Îl gâldilăm cu chestiile astea, vezi? Asta e ca un bolobuc, nu? Ca un bolobuc. Știi ceva? Nu merge masa asta. Nu, bă, că nu, tu nu vezi destul la fizică. Vino cu mine. Trebuie să fii foarte atent, fiule, acum. Fiule! Fiule, uite-te la mine, trebuie să calculăm. Da, este o mami că dai în mine! Abuzivule, chiule! N-ai mamă, ești orfan, maică, t-a murit la naștere, bă, când te-a văzut cât de prost ești. Uite-te! Este o maică sa! Calculează, e aceeași mamă, băi, prostule. Bă, e moartă și aia. Calculează, bă, viteza.
Calculează. Okay. Bă, copile, bă, copile, tu vrei să iei mai mult de 10 la fizica aia? Calculează viteza cu care intră sabia asta direct în băiatul ăsta. Ce faci, mă? Bă, la dinți. Bă, ce faci, mă, copile, bă, acolo? Așa te-am învățat. Toate prostiile le înveți de pe internet, bă. Ia mai arată-mi o dată ce faci acolo. Ia, uite. Și cum se numește asta ce faci aici? Simțământ? Consimțământ. Ai consimțământul meu. Doamne, iartă-mă. Ești bine? Nu se mai poate, nu mai există cale de scăpare din ce se întâmplă aici. Îmi pare rău, îmi pare rău, Răzvan, îmi pare rău. Au! În sfârșit am scăpat, mă, de copii ăștia obosiți, bă, că nu v-am suportat de când a murit mama aia. Poliția! Poliția! Ce? Poliția! Stai! Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Am o problemă cu copilul meu, are scolioză la șură, uite-te la el. Ce ai făcut la copilul ăsta? E face tratament de fizioterapie, că îl doare coloana, uite. Este. Domnule, îndepărtați-vă de pacient! Ce pacient? Îndepărtează-te de victimă! E copilul... Mâine sus! Depărtează picioarele, mâine la ceafă, internă. Stai așa, că nu e ăsta protocol. Domnule polițist, nu... Interlocutează coatele! Le-am interlocutat coatele! Bun, ai drept tu să nu zici nimic, că oricum ești. Prost. Dar vreau să văd și eu o legitimație. Da, ceva, opa, dar cine sunteți dumneavoastră? Asta e legitimația mea, vrei să o afli cu adevărat? Eu am un drept aici pe planeta asta. Domnule polițist, am drepturi, aici și ăsta e copilul meu. Nu spuneți dumneavoastră mie. Uitați-vă la el, că el suferă, suferă. Bă, lasă copilul că-l împușc. Păi da, dumneavoastră sunteți polițist, cum adică îl împușcă? No, Marcel! Mi-ai omorât copilul? Bă, mi-ai împușcat copilul? Mi-ai împușcat copilul? Am și o legitimație aici. Am și o legitimație. Agent Pateu Tupeu, de la Poliția Română. Suntem aici să-l inspectăm, să vedem exact ce s-a întâmplat cu victima. Dacă dumneavoastră spuneți că nu ați făcut nimica, trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat cu ea. Eu n-am făcut nimic, domnule. După cum vedeți, are nevoie de ajutor la șură. Îi se doare coloană. Și apelurile de la vecini? Cine? Cine mai e aici? Mai e cineva în casa asta? Zi repede. Zi repede că trebuie să-l neutralizăm dacă e. Apelurile de la pe vecini erau că țipa prostul ăsta. Ți-am zis, mă, prostule, să taci. Și de ce țipa? Vine poliția. Ți-am zis, bă, că vine poliția. Am un cuțit. Opa, stați așa, domnule. Trebuie să-l îi facem o dezinsecție să vedem exact ce s-a întâmplat. Taci, dacă îi zici ceva, taci, să taci, să nu cumva să te prind că zici ceva. Inspectează, poți să-l inspectezi acum, liniștiți. Am să mă prefac că n-am văzut această discuție aprinsă dintre voi doi. Este din cauza spatelui, îl doare foarte... Să taceți! Eu sunt polițistul. Ce faci acolo? Verific exact cum i-a intrat aici asta. Domnule, dumneavoastră îi tăiați mâinile. Bună dimineața, TikTok, suntem live cu abuz în din partea polițiștilor. După cum puteți vedea, din nou, polițistul meu a venit, mi-a neutralizat copilul de perete, l-a legat din toate părțile și a băgat, uitați câte săbi nu sunt aici jos. Și acum arată pistolul la mine. Domnule polițist, faceți abuz. Suntem live. Aoleu, am chemat poliția. Vine poliția după dumneavoastră. Uitați ce a făcut. Sunt poliția, agent Marcel Tupeu de la Poliția Română. Numărul secției este 2-3, suge. Gata, a venit poliția, întăririle. Bună ziua, domn comandant. El este cel făptaș, a făcut, uitați ce a făcut. Cum adică? Dar cum adică? N-am fost eu, vă jur, el a fost. El m-a obligat, el. Toată lumea mâinile sus, nimeni să nu se oprească, el e de vină, Uitați, doamnelor și domnilor, pe TikTok, sergent Patel Tupeu de la Poliția Română, care a făcut toate chestiile astea. Nu-mi tu live-ul, mă, că toată lumea vede o țară întreagă ce face aici. Oprește live-ul, oprește, mâine! Uitați, omoară polițiștii, stai, e telefonul meu! Nu mai trebuie să rămână nimeni în viață! Toată lumea! Pare rău, mamă. Pare rău pentru ce a trebuit să vezi aici. N-am avut altă alternativă. Îți promit că dacă puteam, făceam altceva. Lume crudă, un polițist cinstit voiam să fiu și eu. Și acum uite pe ce-am ajuns! Ai, ce mă dor bucile! Bună ziua, dragi. Bă, te-ai pus în fața mea, bă, dă-te că trebuie să prezentăm emisiunea. Bună ziua, dragi telespectatori, întrerupem știrea de ultima oră cu prostul ăsta care nu poate să fie prezentator TV. Uită-te, bă, la cameră, nu vezi că e ăla acolo? Bă, omule, te tai să moară, mama. Te tai să moară, bă, să moară, să facă. Bă, oprești, bă, te împușc eu pe tine. Da, dragi telespectatori, prezintă-mă știrea. Prezintă o dată știrea. Dragi telespectatori, întrerupem programul pentru o știre de ultima oră. Un om
și nu știi să vorbești. O ia o interacțiune foarte mare. Dă-te, oprește. Nu știi tu să ai. Dragi spectatori, întrerupem știrea pentru o știre de ultimă știre. Nu putem să mai vorbim mult pentru că trebuie să dăm legătura pe teren la echipa noastră, draga noastră, Marcelina Panevina. Da. Bună ziua, Jenny, Marcelina aici. După cum puteți vedea, în spatele meu o familie a fost prinsă și atacată cu multă dușmănie de către alți, de către acest om. Iar poliția în momentul actual încearcă să îl liniștească, bineînțeles, de același setat. Așa că putem observa aici în spate cum... Uite-te, bă, că ne dă la televizor, bă, suntem live din cauza ta, bă, la ce-ai făcut, bă, suntem urmăriți de FBI, bă, de poliție. Bă, din cauza ta, frate, ne-au dus ăștia pentru că m-ai luat pe mine și mi-ai înscenat pentru că nu țineai la copiii tăi de stul. Suntem stul. Live pe TikTok, uitați-vă la polițistul pe YouTube care încă mă sechestrează la bă, el în casă, m-a prins. Oprește live-ul ăla odată, că uite-te ce-am pățit din cauza uitați-l ta, cum amenință cu arma, uitați-l cum amenință. Doamne, iartă-mă, gata, gata, bă. Să nu mai văd tablete de astea aici, ai înțeles? Acum că ți-am înscenat totul ție, am un plan, bă, stai liniștit, uite, avem aici în acest dormitor doi copii de rezervă pe care am mereu și o să lipim de pe ei mai multe C4. Fii atent, lipește C4-urile astea de spate, de față, zicem că sunt ostaticii noștri, da? Okay. Te-ai prins? Așa, fii atent, planul nostru, aruncăm copilul, activăm bomba pe el, facem foarte mare diversiune, ieșim afară, furăm o mașină și mergem la unchiul George care ne așteaptă cu elicopterul. Bă, stai, bă, nu trage, mă, când e vorba de bombe C4 aici. Luăm doar unul, că ăla m-a supărat tare. Păi și pe ăsta l-ai omor... Bine că, bă, dar nu puteam să-l omorâm de față cu ăștia, în fine. Ia, dă-te, 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 că-i plin de C4 băiatul ăsta. Bine, bine, hai. Ok, ieșim afară, uite SWAT-ul, îi vezi pe toți ăștia de la SWAT? Avem un intrus! Stai, că ne-au căzut C4 de pe el, stai! Ajutați-mă, ajutați-mă, vă promit, nu sunt eu, nu sunt eu, el e de vină, el e de vină! Deci el a omorât tot, a omorât tot. Mai un copil. Suntem live, uitați-l cum ține o static teroristul, teroristul ce are la el C4, bă, a lipit C4 știe, pe el! Uitați-vă la pateu tupeu cum a lipit pe el! Și ce patru ăsta ce zice? Uite-te pe TikTok. Uite-te pe TikTok, bă, uite-te, uitați-vă. Priște-te! Bă, uite cum îl ții de cap și ai... Îl-am poși! Ăsta e la și planul. Dar mai întâi, stai să pun C4 ăsta pe el. Mă, îmi poșc! E pe el, bă, e pe el. Bă, mi-ai pus C4 pe mine! Nu e, bă, pe tine, bă, stai liniștit, bă, ok. Bă, polițiști, sunt o bombă umbrăsoare! Stai, bă, că n-am activat C4, stai așa puțin. Ah, scuze, n-am știut. Activează-l. Gata, full spray. Sunt baba umblătoare, toată lumea la o parte, la o parte, că vă împuși pe toți, îl împuși pe copil. Nu, dă-te-l. Oprește. Bun, Tony, repede, intră în mașină, treci la volan, aruncă copilul, că nu mai avem nevoie de el, putem să scăpăm, asta e șansa noastră. Intră. Cum intru? Deschide ușa, bă, n-ai mai intrat în mașină în viața ta? No, nu m-a luat, nu mi-au dat carnet ăștia de la poliție mie. Se vede, m-am urcat, haide. Urcă. Bă, vine poliția, vine poliția. Bă, vine poliția, după noi, dă-mi pistolul, că trebuie să trag eu, să ies pe geam să trag. Bă, nu cred că ești. Dă-mi pistolul, n-ajung, bă, n-ajung. Dă-i, pornește, bă, că nu mai avem niciun pistol, dă-i așa, fără. Bă, dar tu nu ești în mașină. Bă, da. Bă, tu chiar că nu știi să conduci, bă, mașina, ești nebun la cap. Bă, ce faci? Taci! Știi unde să ajungem? Fă stânga aici! Urcă-te, bă, cum trebuie în mașină, că nu stai în mașină cum te... Stânga din nou! Bă, lasă-mă, pace! Bă, iară stânga! Wow! Bă, ce ai făcut, bă, la mașina asta? Fă iară stânga! Stânga aici! Bă, stânga! Da, ciodată, zi din timp! Zi din timp! Te-am zis din timp! Bă, ne-ai răsturnat cu totul! Nu, stânga. Fă stânga! Așa, tot înainte! Bă, omule! Bă, tu ai zis să dreapta. Mă stânga! Așa, dreapta, pe aici! Dă-i tot înainte! Și apoi dreapta! Aulou! Dă-te jos păi din mașină! Păi e un gunoi în mijlocul drumului! Ori o locolești, ori ne dăm jos din mașină și mergem pe jos de aici! Nu, o locolesc, gata! Bă, dar poate dacă ai sta în mașină, am merge mult mai bine decât cum mergem acum. Dă că trag eu de volanul ăsta, că nu știi să conduci, trage, frate. Trage tu, hai. Așa, hai. Așa. Bă, am ajuns înapoi! Am ajuns de unde am plecat, bă! Bă, ia mâna de pe volan, ia mâna de pe volan. Stai așa, stai, frate, că n-am vrut să ajungem. Bă, dă-i, mai dă-i o dată tot înainte din nou. Tot înainte. Dreapta. Bă, nu mai am gloanțe și sunt polițiști în spatele nostru, am rămas fără gloanțe, stai așa, o să dau cu o bombă, ok? Le arunc o bombă, haide, nu se deschide geamul, stai!
Bă, ce faci, mă? Te-ai blocat în mașină? Da, bă, să-ți deschide ușa. Dacă nu știi să conduci, bă, eu ți-am spus, bă, stai așa. Bă, cred că ești blocat acolo. Ești blocat acolo, nu mai ai ce să faci. Te ajut eu, frate, te ajut eu. Stai așa, că te ajut eu să ieși de acolo. Gata, nu-i nicio problemă. Am ieșit! Domnule polițist, da. Poate autopeu. Ca să scăpăm de tot ce facem aici, trebuie să scăpăm de tot orașul, să nu mai știe nimeni ce am făcut. Am pus o bombă atomică aici, avem ambele butoane. Am familie în orașul ăsta. Și eu aveam familie în orașul ăsta până să o mori tu. Așa că o să trească să accepti. Urcă-te în elicopter, trebuie să-l conduci. Așa. Ești gata? Mă pun aici. Tu doar deschide engine-ul și zbori. Te rog eu frumos. Ridică-ne în ceruri. Trebuie să ne duci destul de departe astfel încât să nu ne bombardeze și pe noi e bomba. E bine așa? E perfect. Nu știu ce faci, dar e groaznic. Așa, și acum poziționează-te să vedem bomba. Oprește, okay. Pune pe hover mode. Așa. Gata. Ridică-te acum. Nu suntem poziționați să vedem bomba. Cum adică suntem fix deasupra ei, nu e bine? Păi și nu o vedem. Gata, acum suntem poziționați, oprește așa. Vino să vezi frumusețe. Ce? De bombă. Ce? Activez, da? Am activat. Da. Acum, în 3, ce vedem aici? 2, 1. Wow. Wow. Și acum ne aruncăm în flacările iadului. Bună ziua, ultima transmisiune, aparent cei doi...